În perioada 1-6 februarie, vorbim de uh, un triunghi minor între Uranus, Venus și Jupiter, valorificat prin planeta focar Jupiter din Pești. Mai avem uh, în afară de asta, în perioada 4-12 februarie, un triunghi minor între Uranus, Marte și Jupiter, planeta focar Jupiter din Pești. Bineînțeles că valorificarea se face în uh, ambele situații, tot în Jupiter din Pești. Vom analiza în continuare. Soarele aflat în vârsător aduce altruism, aduce relații foarte bune cu ceilalți, deschidere, dorință de cunoaștere și uh, deschidere până la urmă la idei noi. Există o quadratură a Soarelui cu Uranus, perioada 1-3 februarie, care aduce la lumină frustrări, mai multă dorință de schimbare, deschidere chiar și la argumente care nu sunt neapărat raționale, și o impulsivitate crescută. Această aspectare astrală aduce uh, uneori răsturnări de situație în societate, uh, uneori aduce în prim-plan principii morale sau religioase, relații de familie uh, pot fi mai frustrante uneori, iar în data de 4 februarie soarele are o conjuncție cu Saturn. Conjuncția aceasta aduce o amplificare a autocontrolului, a seriozității, a încrederii în ceilalți. În relații sunt valorificate, începând cu 4 februarie, lecții de viață care, în final, sunt învățate din interacțiunea socială. În perioada 19 februarie. Începând cu 19 februarie, mai degrabă, soarele intră în pești și putem uh, spune că această, acest aspect aduce o amplificare pe linia uh, credinței, a emoțiilor și uh, este favorizat uh, favoriza misticismul, credințele. De regulă acest lucru apare cu intrarea soarelui în pești. Luna nouă, care se perfectează pe 1 februarie, în aduce noi începuturi, proiecte noi pot fi începute. În funcție de zodie există un domeniu de viață care poate fi unde poate să se înceapă ceva nou. Această lună nouă influențează mult mai mult semnele fixe, taur, leu, scorpion și vărsător. Pe cei născuți în date de 1 februarie, 3 mai, 5 august sau chiar 5 noiembrie. Aceste începuturi sunt susținute în primul rând de triunghiul minor, Venus, Uran, Jupiter. Planeta focar este Jupiter din pești, valorificarea acestui trigon aduce iubirea de libertate, spiritualitate, intuiție, o bună inspirație. În funcție de domeniul de viață, unde este Jupiter, Valorificarea acestei luni noi poate să se facă prin emoție, compasiune, înțelegere față de cei apropiați, o înțelegere ceva mai profundă a vieții, a, o deschidere către sentimente nobile. În uh, privința lunii, avem și o conjuncție cu Saturn. Această conjuncție aduce la un moment dat austeritate, frustrare, un spirit critic foarte dezvoltat, atracția către zona filozofiei, a religiei, către căutarea înțelesurilor unor aspecte de viață. Relațiile sunt mai degrabă așezate sub uh, influența puternică a unor aspecte uh, extrem de practice. În 4 februarie, luna este în conjuncție cu Neptul. Și avem uh, generozitate, avem uh, uh, bunătate, inspirație, posibilitatea de a se fugi totuși de realitate, de a nu accepta realitatea este și aceasta o, o posibilitate începând cu 4 februarie. Aspecte care nu sunt benefice la afaceri, relații de familie, romantice. În data de 7 februarie luna se află în conjuncție cu Saturn, aduce imaginație, tensiune, emoție, inițiativă socială. Sunt posibile și aspecte morale care uh, sunt valorizate. Din punct de vedere financiar însă pot fi pierderi. Uh, relațiile sunt mai nonconformiste. În 16 februarie vorbim deja de luna plină, uh, luna plină în leu, uh, care aduce pentru fiecare zodie în prim plan un domeniu de viață unde cu șase luni în urmă. A existat un început în ceva și acum se poate uh, valorifica ceea ce s-a început atunci. Energia soarelui poate să aducă și uh, activități creative. Uh, luna plină este, de fapt, uh, în uh, situația de a susține individualitatea. Uh, separarea mai puțin compasiunea și mai puțin unitatea între oameni. Luna plină este amplificată ca efect de conjuncția dintre Venus și Marte. Există chiar și un sextil cu Neptun. Mercur, aflat în Capricorn, este retrograd până în 4 februarie, nu susține de aici comunicarea, există pana de idei, există neatenția, călătorii, transportul, comerț pot avea unele blocaje. Începând cu 5 februarie, Mercur se află în Capricorn într-un mers direct. Susține gândirea, organizarea etapelor, a ideilor, eficiența administrativă, economică se poate renunța la ideile care nu mai sunt de actualitate. Deciziile se pot lua mai uh, inspirat. Din 23 februarie Mercur în cuadratură cu Uranus aduce în prim-plan spiritul de aventură, dorința de progres, dar cu idei clare uh, poate să existe nervozitate și chiar excentricitate. Din uh, data de 23 februarie Mercur în quadratură cu Uranus aduce spiritul de aventură, dorința de progresi, de neclare, mai multă nervozitate, excentricitate, relații de familie mai dezechilibrate unor și poate foarte mult confuzie. Venus aflat în Capricorn aduce comunicare, aduce relații orientate în sensul cel mai practic. Se reduc la maxim exteriorizarea sentimentelor, se exprimă mai degrabă relațiile prin urmărirea unor țeluri foarte bine stabilite. Venus aflat în trigon cu Uranus aduce acțiune, aduce independență, aduce libertate, aduce experiență socială, experiențe romantice și de prietenie. Valorificarea unui trigon, Venus Uranus, se face prin planeta focar, până la urmă Jupiter din pești, prin emoție, compasiune, înțelegere față de cei apropiați, Sentimente nobile. Venus în sextil cu Jupiter aduce maturitate, aduce generozitate, aduce onestitate și echilibru și spirit creativ. Relații de familie marcate de fidelitate. Între 13-28 februarie, Venus aflat în conjuncție cu Marte, în Marte aflat în exaltare, în Capricorn, aduce susținere pentru manifestarea uh, în plan social a vicleniei, a iritabilității, a instinctelor uh, puternice. Între 21 și 28 februarie, Venus se află în sextil cu Neptun. Aduce inspirație artistică, aduce deschidere către uh, a fi romantici sau uh, mistici, uh, către sacrificiu, dar există și ruptura între față de realitate. Relațiile pot fi marcate de amabilitate și chiar de rigiditate. Marte, aflat în Capricorn, în exaltare, aduce energie în plan social, dorința de restructurare, de reorganizare, schimbări în societate. Ele pot degenera ușor în agresivitate și chiar în abuzuri. Între 4-12 februarie, Marte, aflat în trigon cu Uranus, aduce originalitate, afirmare, dorința de a fi mai independenți, nervozitatea. Acele uh, acțiuni care sunt. Uh, se petrec rapid, cu impact puternic, așa numitele lovituri de berbec, ambiție și impulsuri. Relațiile de familie, romantice, pasionale, Marte în sextil cu Jupiter, aduce vitalitate, curaj, voință, generozitate, spirit obiectiv. Dorința de a consuma cumva energia, poate prin sport, prin drumeții, prin uh, diverse activități. La locul de muncă apare atracția către onoruri, se formează o configurație a unui triun minor cu planeta focar Jupiter în pești, se valorifică trigonul Marte-Uranus prin emoție, prin uh, înțelegere față de cei apropiați, prin uh, sentimente nobile. Între 13 28 februarie, marte este în conjuncție cu Venus. Marte știm că este în exaltare în Capricorn și că susține până la urmă în situația respectivă exprimarea în plan social a vicleniei a spiritului iritabil, instincte puternice între 21-28 februarie, Marte se află sextil cu Neptun și aduce generozitate. Aduce emotivitate, generozitate, autocontrol, stări de inspirație, reacții rapide, comportament impulsiv, relații romantice și chiar spirituale. Jupiter, aflat în pești, în domiciliul său feminin, știm deja din horoscopul, horoscopele precedente că susține emoție, compasiune, înțelegerea față de cei apropiați, sentimentele nobile, misticismul, Jupiter este în sextil cu Uranus și aduce autoritate, afirmare, expansiune, nonconformism, creativitate, în relații menține ideea de unitate între oameni. Între 1 și 10 februarie, Jupiter are un sexil cu Venus care aduce maturitate în plan afectiv, generozitate, echilibru și creativitate. Relațiile de familie între 1 și 10 februarie, marcate de fidelitate, încredere reciprocă, cel puțin sub influența lui Jupiter, și acolo unde Jupiter poate să influențeze aceste lucruri, în funcție de zodie și de ascendent. Între 1 și 12 februarie, Jupiter are și un sextil cu Marte, care aduce creșterea vitalității, a curajului, voință, generozitate entuziasm, fermitate, spirit obiectiv. Se poate folosi energia prin practicarea sporturilor, a la locul de muncă poate să apară atracția către onoruri, Jupiter este o planetă focar și valorifică niște configurații astrale, prin emoție, compasiune, înțelegere față de cei apropiați, sentimente nobile, misticism saturn aflat în vărsător aduce energie în uh, uh, și Deschiderea la ideile noi, la dorința de schimbare socială, la idealuri sociale, gândire liberă, în data de 1 februarie Saturn are și o conjuncție cu luna care aduce stări de austeritate, seriozitate accentuată, dar și frustrări, spirit critic exacerbat și atracția poate către. A Înțelege lucrurile ale gândii către religie sau filozofie. Uranus, aflat în taur, aduce valorizarea siguranței materiale, căutarea interesului pentru resurse, căutarea libertății, un scop pentru taure, liberarea de atașamente materiale, căutarea uh, aspectelor spirituale. Între 1-2 februarie, Uranus se co cu Soarele, Scoate în evidență frustrare, agitație nervoasă, încăpățânare, dorința de schimbare. Sunt uh, acceptate argumente care nu țin de aspecte raționale, impulsivitate crescută și spirit de independență. Posibile răsturnări de situație și în societate se pot impune principii morale sau religioase, relațiile de familie sunt mai frustrante. În perioada 1-12 februarie, Uranus formează un trigon cu Venus, aduce momente favorabile pentru acțiune, independență, dorința de libertate, experiențe sociale, relații romantice, originale, prietenie. Uranus are un trigon cu Marte care aduce originalitate, independență, ambiție, impulsuri puternice, relații de familie romantice și pasionale. Avem și un sextil al lui Uranus cu Jupiter, care tot în această săptămână, la, în această lună, mă scuzați, aduce la un moment dat în prim plan autoritatea, afirmarea, dorința de expansiune și nonconformismul. Creativitatea în relații aduce un spirit de unitate. Din 23 februarie, Uranus aflat în cuadratură cu Mercur, aduce în prim plan spiritul de aventură, dorința de progres, Ideile neclare și chiar excentrice. Relațiile de familie pot deveni ceva mai dezechilibrat. Neptun în pești este legat de iubirea necondiționată, de imaginație, de stările de uh, visare, dependențe, izolare, credință. Se poate forma o părere despre vise, scopuri, despre ceea ce oamenii își doresc, de pildă în viață. În data de 4 februarie, Neptun are și o conjuncție cu luna, care accentuează inspirația, generozitatea, dar și izolarea și până la urmă neacceptarea realității. Aspectul acesta nu este deloc benefic în afaceri. Iar în planul relațiilor de familie le face să fie romantice, plăcute. Neptun este în sextil cu Pluto și aduce chiar influențe la nivel de generație cu manifestarea unor schimbări care rămân oarecum ascunse, nu sunt vizibile, dar aduce dorințe neclare, revolte sociale, dorințe de cunoaștere. Între 21-28 februarie, Neptun este în sextil cu Marte și aduce dorința de autocontrol, generozitate, inspirație, comportament impulsiv. În perioada 21-28 februarie, Neptun în sextil cu Venus, aduce inspirație artistică, romantism, atracția către misticism. Sa, e, posibilitatea de a dărui, de a face sacrificii dar și e, posibilitatea de a fi mai rupt de realitate relații marcate de amabilitate și de rigiditate Pluto aflat în Capricorn pe de altă parte este în peregrinaj și aducem prim plan puterea dorința de ascensiune, de regenerare de transformare Pluto are un sextil cu Neptun care poate să aducă influențe la nivel de generație, manifestarea unor schimbări.